Ok, hei, sunt Bie și asta e Vânătoarea de Obiecte, ediția de Crăciun. Iar premiul pus la bătaie este un voucher de 1000 de euro pe Foodshop. Pentru că știți voi că cel mai fresh cod de reducere de pe Foodshop este și rămâne Mojo. Locul în care ne desfășurăm vânătoarea astăzi este Târgul de Crăciun din Parcul Mogheroș, cu nimeni alții decât Alt Gang. Să începem! Ca de obicei, echipa mea e formată din mine și Brandy, iar echipa adversă din Alex și Vlad, care dârdeie foarte tare, așa că, prieten, vă rog frumos să loviți butonul de like, pentru că este foarte frig și filmăm în condiții chiar exagerat de grele. Și nu uitați să ne lăsați și nouă un comentariu cu ce obiect vreți să găsim sau să punem echipa adversă să găsească în următoarea vânătoare de obiecte. Pregătim surprize foarte mari cu acest concept de vânătoare, deci nu uitați că lucrul ăsta ajută algoritmul, deci loviți butonul de like și lăsați un comentariu, e foarte important, dar să știți, prieten, că se merită tot frigul pe care îl îndurăm, pentru că în afară că aducem zâmbete oamenilor, avem și un voucher de 1000 de euro, yeah! Câștigătorul! Adică noi? Da, adică noi de data asta. 1000 de euro, 1000 de euro, fai de cap meu. Adică 500-500? 500-500, da. O să fie 1000 de echipă. Înainte să începem vânătoarea, ne-am plimbat puțin pe echipe și am ales ce obiecte sunt și nu sunt și am făcut o listă posibilă. O listă care poate fi realizată într-o oră, dar la nivel de dificultate maxim. Este 3.40. La 4.40 suntem aici. Și camera în camera? Baftă! Mamă, deci am emoții, Bie, că vreau să câștigăm, frate. Deci acum vreau să câștigăm, că niciodată când am jucat, n-am câștigat. Deci sunt pus pe țurțuri. Hai să câștigăm, trebuie să ne mișcăm foarte repede. Este normal, promit. Poți să întrebi pe mama. Am primit. Deci avem așa. O instalație de luminițe. O instalație sau decorațiune cu luminițe. Și noi am primit asta, nu? Da. Trebuie să luăm pe aceea și efectiv, că se ne bate puna. Un balon mare. Uite balon. A, s-a terminat. Mamă. O pereche de tocuri. O poză cu Andra Gogan și Maica Domnului. E Andra Gogan pe aici sau? Cred că e un afiș, mă. Cred că e un afiș, l-au văzut ei și trebuie să-l căutăm. Poză cu un fan care mai are o poză cu voi din trecut, să vă arate poza. No! Un vin fier cumpărat de o doamnă 40 plus. Mamă, asta e un video cu un adult, nu voi, și trei copii care cântă un colind împreună. Hai de capul, okay. Și o patină! O patină! Nu se face rău, o patină! O patină? Vai! Bă, dar deloc nu suntem inspirați, mă! O patină exact ce am dat și o noi. O patină și instalație avem și noi. Ori suntem telepatici, ori nu suntem inspirați deloc. Pe acum trebuie să ne batem pe același obiect. Hai, nu. Hai să găsim o pereche de patine, noi luăm una și una. Hai la patină, hai la patină. Hai să furăm balon. Suntem efectiv lângă poliție și lângă securitate. Nimic nu o să funcționeze niciodată. Niciodată nu să funcționeze. Nu știu, trebuie să facem pac, 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 pac și s-a terminat. No. Fii atent, știi cum facem? Îl putem lua. Cu ajutorul oamenilor facem. Dați-vă că vă descalzi direct din mers. În timp ce se dau pe ăla, descalzi, cad în cap. Cum ar fi să le leși ritele, să cadă pe jos, știi? Bună! Bună! Doar am foarte mare nevoie de ajutorul tău. Trebuie să-mi împrumuți un balon. Îl aduc înapoi, promit, nu-l sparg. Nu știu cum să ți-l desprind. Ne ocupăm noi atât, dar doar dacă ne lași noi. Ai încredere că suntem pricepuți. Cel mai mare. Ce ai tu mare? Ceva mare. Ai afară că s-au încuțit? Nu s-au, să se spargă. A, da? Cum sunt legate între ele? Foarte. Aaaa. Dar n-ai nimic de umflat? Nu le-am făcut eu, s-au făcut tot tipul. A, da? Păi cum facem atunci? Fii atentă. Mi-a căzut ăla de sus și mi l-a luat un om cu un tren roșu, e în partea aia. Pe acolo, caută un tren roșu. Și sunt și mari, nu în el? Da, sunt foarte mari, e unul foarte mare, e cel cântoare. Ok, ok. Așa. Dacă nu reușim, putem să venim înapoi la tine și așa? Da? Găsim noi o variantă. Facem cumva. Sutul ăsta rezolvăm cumva. Ok, atunci. Hai să luăm o instalație. Mamă, dar instalația e cea mai grea, efectiv să mor eu de neau să-mi dea cineva instalație. E sărăcie pe lumea asta, să mor, acum s-au scumpit toate și în jumbo. Uite aici. Nu. Vai, asta e foarte grea cu instalația. Și trebuie să o dăm noi jos dintr-un copac. Hai să vedem unde este poza cu Andra Gogan și Maica Domnului. Haide. Maica Domnului? Andra Gogan și Maica Domnului. Ce? Dar trebuie să luăm un bec, e o instalație. Da, pentru 1000 de euro pe Foodshop fac full option aici. Da, dezbrac oameni, full instalații, distrug târgul de Crăciun, Grinch sunt. Cum adică Maica Domnului? Băi, unde e concert? Că poate e un afiș cu concert și e lângă ceva. Uite.
Bună ziua! N-aveți cumva o instalație de ceva cu luminițe împrumut? Schi unul maro acolo. Spor la treabă. Instalații, vezi că are sute de instalații. Aha. Ok. Mulțumim. Ok, mulțumim. Așa, oamenii mei. Nu, 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 nu. Încerc să mă agit în interior. Cred că o fi pe la intrare undeva. Ce bine că nu mi-am deprins păsări. A fost oribil. Auzi, dar oare a mai fost la vreun de-asta aceleași obiecte din partea la ambele echipe? Frate, m-a lovit acest porumbel. Vezi de spațiul tău în Uniunea Europeană. Nu-mi dau seama, aici e ceva? Nu, că m-am uitat și eu. Mă, dar face vreo glumă? Andra Gogan ză sirena? Sirena? Sau chiar Andra Gogan? Nu, a zis Andra Gogan. O fi aici, au văzut-o? S-au plimbat pe aici ei. Scuze, există cumva aici un afiș cu Andra Gogan? E pe tren. Pe tren? Pe 3. 3? Ce e 3? Ce, pe data de 3? Nu, dar unde găsesc afișul? Unde l-ai văzut? Sărămâna, aveți instalații? Podasta? Și oare puteți să ne împrumutați? Vă aduce înapoi, vă las buletinul cu tot ce da, am în el. Da, vă lăsăm tot. Vă las tot portofelul aici. Nu cred. Vă dau tot portofelul, oricum n-am bani în el. Vai, mulțumim! Mulțumim mult de tot! Nu cred, gata, avem primul obiect. Mulțumim mult de tot! Ca să vezi bine. Și nu e întâmplător posibil să ai aici o instalație pe care mi-am pus împrumutat pentru un joc pe care îl facem acum. O din asta cu luminițe. Doar asta e? Mai una stinsă pe aici? Da? Ne poți împrumuta? Efectiv! Mulțumesc din suflet! Yes! Poftim! Poftim! Yes! 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 Bă, asta a venit de nicăieri! Ce bine, te descurcă, ador! Poți să miros, mirosul de Adidas noi! O instalație, o pereche de tocuri. De tocuri! Cine vine, cine pe, vine tocuri? Pe tocuri la Târgul de Crăciun? Lasă că am văzut de fapt cumva, nu mai zic. Uite, dar toate au tocuri. O poză cu un fan care mai are poză cu voi. Auzi, Amara n-a fost cumva fană? Ba da. Da, n-a să vină asta. Ce faci? Ești unul dintre obiectele noastre. Da? Da, poți să vii aici? Bine, hai, lasă că ne zucăm pup. Trebuia să facem poză cu un fan care... Mai are poză cu noi. Cu noi și tu ai pornit de la fan când ai venit, so... Bine, acum ne-a dat vlog, pa. Ok, nu mai a venit pe tine. Ce zici? Tu o nemțe de deșteaptă. Facem poză cu un fan și după aia mergem noi și mai facem o dată. Ești așa deșteaptă, bate-i. Hai, hai. Bună! Tu nu ai, nu, niciodată în viața asta n-ai 40, ai 25, nu? N-ai o doamnă de 40 aici, nu? Da, 40 plus. Există? Ori ne puteți ajuta să ne dați un pahar de vin, vă rog? Băi, nu pot, nu pot. Mulțumim de suflet. Vă mulțumim mult de tot. Mamă, nu cred. Mai îl și bem pe unul, ne îmbătăm până la final. Cramele Panci, mulțumim mult. O zi minunată și un Crăciun fericit. Să aveți sărbători fericite. Yes! Hai, repede, repede, nu pierde, nu pierde! Dar fii atent, mergi disponibil ca și când vrei să facă și apă cu tine, mergi? Da, exact, exact! Doamne, te rog, fă poză cu mine! Hai mă, un fan, trebuie să fie cineva! What the fuck, de ce nu mă știi? Bună, știi ce sunt? De ce nu e nimeni mă urmăritorul nostru? Niciodată n-am fost atât de dezamăgit! Stai, 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 stai! Ce? A fugit! A fugit! Ia stai un pic. Bună, ne știi? Ce, ne știi? Ne știi? Nu cred! Super! Serios? Vrei să facem o poză? Știi ce trebuie să facem noi? Noi suntem la vânătoarea de obiecte pe canalul lui Bie și trebuie să facem o poză cu un fan care a mai făcut poză cu noi și ne gândeam să o fake-uim la modul facem acum poză cu tine, după aia ne ducem, ne întoarcem iar și facem din nou o poză. Dacă vrei să ne ajungi, ne scap de ceva, facem cu telefonul tău ca să fie legit și după aia ne întoarcem și facem iar. Ce faker, împuțit. Ok, și acum plecăm și ne întoarcem. Ne dați mai încolo. Fii atent. Suntem cam tari, mă, frate. Dar ce mai era pe listă? Până atunci hai să mai facem unul. Un toc, patină și să punem un domn, un adult și trei copii care cântă un colin. Hai să găsim afișul cu Andra. Să știi că mă voi chinui foarte tare dacă nu, dacă mă lași. Nu spar nimic, promit, doar încerc să iau ceva. Nu spar, promit. Ce mă gândeam, să ținem de o parte din asta, uite. Am găsit, asta se poate desface. Da. Asta se poate desface, da. Nu? Asta, nu? Ai cumva o farfecă? Îmi dați mie o farfecă, vă rog, sau un cuțit? Mi-a dat un cuțit de plastic. Ai primit un cuțit de... Da, am cerut o farfecă și mi-a dat cuțit de plastic. Ok.
Nu merge. Ba da, a, ba merge, da. Mușcă-l cu dinții. Nu cred. Ce vă stui ca rock efectiv. Mulțumim să se te la mult de tot. Mersi mult. Când boierii nu s-a casă, dom, dom, să înălțăm. Când boierii nu s-a casă, dom, dom, să înălțăm. Mulțumim! Avem trei obiecte, haide, nu te pierde! Nu te pierde, nu te pierde, că așa trebuie să facem! Oare auzit aici afișul cu Andra Gogan? O fi anunțată? Ce facem noi cu două pahare de vin brandy? Fii atent, hai să ascundem unul aici. Sau poate le-a ce... Nu, niciodată nu îl ascund aici. Bună, bună! Am o întrebare așa care gen n-are nicio șansă să fie adevărată, dar n-avem cumva o poză împreună la un moment dat în viața asta, nu? No, am no. încercat. Aveți prietene pe aici cu tocuri acum? Venite pe aici, nu? Da? Stai un pic. Vai, hai, hai cu ea. Și toc mic. Un să aibă tocuț. Bună ziua. Ce toc alunești pe aici? Da, deci avem de strâns 5 obiecte, printre care un pantof cu toc. Nu contează tocul. Poate să fie pantof masculin cu toc din ăla mic, să aibă toc, nu mă interesează. Da, trebuie să fie ceva cu toc. Da, cum să nu? Cum să nu? Cred. Bate-i, bate-i. Bate palma, nu cred. Aoleu, ce aia? Ce aia? A. A, pă, ăla e pan... Eu nu ating așa ceva, doamnă. O poză cu Andra Gogan și Maica Domnului, mă, nu contează ce fel. O poză, asta zic, putem să punem... Bă, o sunt pe Andra Gogan, poate e pe aici. Dar nu mai am numărul. Am eu. Încearcă să sunt direct. Nu, mai avem timp programat. Bă, mai avem 40 de minute și mai avem două obiecte. 40 de minute fac o ciorba la grec. Serios, da. Bună, ne-am întors. Facem acea poză. Ne arăți cumva dacă e o, cumva o poză, wow, cu noi, că așa mi se pare. Da, 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 parcă am făcut parcă cumva. Te știu așa de undeva. Nu pot să cred, wow, vai, dar, vai ce mici eram, Vlad. Hai să vai, facem încă una. Hai să mai facem hai una. Hai să mai facem hai, una. Dar dacă fac cu telefonul meu ca să am ce se arăt. Da. Gata. Perfect. Am numărul lui Răzvan. Sună-l. Alo. Salut, Răzvan, sunt Eddie Brandi, Eddie Brandabura. Da, salut. Uite-te, sunt pentru că facem vânătoarea de obiecte acum, filmăm. Și unul dintre obiectele pe care le-am primit este să facem o poză cu un afiș cu Andra. Și vreau să te întreb dacă tu știi la Târgul de Crăciun din drumul Taberei, este vreun afiș cu ea? Sau e Andra aici? Andra nu e acolo, pot să-ți dau numărul tatei, că tata știe efectiv unde-s toate. Okay, ok, ok, te rog. Te rog, am încercat să sunăm pe Andra și are telefonul închis sau ceva, de asta te-am sunat pe tine. Bine, îți dau numărul, ce să arăt. Bine, mersi mult de tot. Nu pot să cred. Da, da, nu, asta e șocant. Uite-te ce face, frate, ca să câștigăm. Nu răspunde. Nu se poate. Dar unde au văzut ăștia afișul, mă? Eu nu pot. Bună ziua, vă salut. Sunt Eddie Brandabura, de la Răzvan am numărul dumneavoastră. M-a rugat să vă sunt pe dumneavoastră. Sunt teoretic, cum ieși din parc către Carrefour-ul acela, unde e mega imaj, McDonald's-ul. Aha, unde e Mac. Așa, este o zonă așa rotundă în care sunt afișe, dar v-am zis, le mai bate vântul, plouă, le mai rup copiii. Sunt către McDonald's, pe partea cu McDonald's-ul, dar pe colț respectiv, iar era acolo un afiș. Ok, îl căutăm. Bine, da? Bine, vă mulțumesc mult de tot. Bine, cu plăcere, o zi frumoasă. La fel, la revedere. Mă, frate, nu o să găsim toc. Toc cu vieții mele. Toc cu toc. Un pantof cu toc. Cumva un pantof cu toc. N-ai cumva un okay, toc. Ok, la... mă uit la tocurile oamenilor și mă uit la cur. Deci de pentru asta simt că nu luăm punctul. De ce mă crezi că tocul ăla? Băi, a zis toc. Bă, tocul e ceva mai înalt decât platforma normală. Da, gen, nu e drept. Da, efectiv, are un ceva are pe călcâi. Toc. Să nu mănânce, eu nu mănânc ca și un pic de rău. Dacă pozitivitatea nu-i pe stilul tău, vrei viral tu. Poate să-mi scrie și un check și te arăt că ce fac eu e anti-distract. Știu unde e. Doamne, nu pot. Ăștia au văzut afișul de pe știu. Drum. Știu. Mamă, cât de strâns e, 100% și ăștia se mișcă repede. Bună e vinul, gârgăleu, ta-na-na-na-na-na-na. Mă simt ca și cum cargăleți. E mă. Foarte greu că se varsă. Ai dat pe șuzi. Oprim vânătoarea. No. Tu realizezi ce ai făcut acum? Dacă nu câștig, să-mi iau alții din premiul ăla. Mamă, ce prost suntem. Așa alergăm de 15 ori. Și avem nevoie doar de unul, nu de două. Uite, acum dacă pierdem din propria prostie, puteam să-l lăsăm la cineva efectiv. Nu ai cum să fie atât de prost. L-am văzut, l-am văzut, am văzut Andra Gogan pe afiș. Ai văzut? Da. Și unde-i Maica Domnului?
Uite, dar e rupt. A, uite. Andragogan. Și Maica Domnului? Nu știu. Cred că trebuie să punem noi o poză de pe net sau nu știu. Păi mai ai altă variantă. Gata. Uai. Hai. Deci fii atentă. Iau astea. Așa. Și băgăm și prin până acolo. Auzi, nu vrei să le bei și să le scui pe acolo ca să nu ba, se... Ba, da, le vomit. Ai grijă. Nu așa ca avionul. Hai că poate decolezi. Mamă, Doamne ajută. Pariu că ne întâlnim cu el la patinoar? Păi dacă ne întâlnim cu el la patinoar, înseamnă că au terminat și ei obiectele. Ți-e rușine? Da, hai. Ți-e rușine? Da, hai. Nu cred că ai un cap. A venit cumva niște, un băiaș, o fată să vă zică să nu ne dați patine? Același lucru, nu? Cum? A venit cineva să vă zică cineva să nu ne dați patine? Suntem, nu? Ok. Deci noi avem de strâns 5 obiecte, le-am strâns pe toate. Și mai avem de împrumutat o patină 40. Vă las telefonul, cheile de la mașină, cheile de la casă, geaca de pe mine. Da, corect. Deci 20 de minute și vă aduc înapoi. Două patine. 40. Deci eu... Mersi una mult singur. De tot. Ah, una singură. Mersi mult de tot. Le iau pe amândouă și le aduc pe amândouă? Le iau pe amândouă. Ok, mulțumim. Bine. Mersi mult de tot. Avem patinele. Gata. Stai așa. Cui îi faci cu mâna? Lu tipul cu mănuși, care are patine care nu sunt închiriate, dar nu. Unde? Uite-l acolo. Vezi, are mănușile alea de hockey. Domnișoara cu toc este chemată la zona verde și vin 7. Scuze, tu ai patinele închiriate? Nu. Sunt ale tale? Da. Și crezi că mă... Bună, suntem la vânătoarea de obiecte și la și jumate, aici, la bradul ăsta pe care îl vezi aici, avem nevoie de o patină. Te rog, la și jumate, nu mă uita și vină cu o patină acolo, te implor. Atunci revenim la și jumate, ok? Te rog să ne lași baltă, te rog din suflet. A luat numărul de telefon la fată să se asigure disperat. Uite asta cum vine o ca. Bună ziua, mă scuzați o secundă, vă rog. Facem un challenge pe YouTube. Noi ne bucurăm, dar nu avem patina încă. Este o miză de 1000 de euro. Trebuie să strângem două echipe, câte 5 obiecte. Bă, dacă nu vine cu patina, mă duc și descalți 3 oameni deodată, iau de picioare. Iar unul dintre obiecte și ultimul care ne-a mai rămas, că pe restul le-a strâns, este un pantof cu toc. Aveți un semi-toc. În jur, oricum nu sunt tocuri mai mari. La și 40, aici, trebuie să-l arătăm. Papadie. Puteți să ne ajutați, vă rugăm. Serios? Mult de tot. Da, nu cred că plecăm. Vă rog mult. Ne dați numărul, da, să vă sunăm mai înainte un pic, că mi-am lăsat telefonul garanție la alt obiect. Da, ne-a lăsat, și-a lăsat toate obiectele. Eu am portofelul lăsat, cheile de la mașină, telefonul tot. Mulțumim mult de tot. Mulțumim mult. Wow, amazing. Yes. Ești viața noastră. Haide, hai cu noi. Gata, câștigăm. Să nu spuneți la nimeni. La nimeni să nu spuneți. Hopa! Vai, ce frumos arată aici pe bancă toate obiectele! Scuze, vă mai ținem puțin până apar pierzătorii. Că ești... Nu vreau să apară. De ce? Dacă apar acum, înseamnă că au găsit. Băi, ești nebun adevărat. Stai puțin. Acum mi-am dat seama, ei dacă apar acum, da, e egalitate. Da. Urăsc. Stai să mi-au mers un vingător lui. Urăsc. Nu, vai de capul meu. Stai puțin. Și eu. Ne-am bucurat aiurea și mai sunt literalmente 10 minute. Sunt aici. Scârbe nenorocite care sunteți. Începem noi. Bine. Nu cred. Unul ne-a jurat, unul ne-a refuzat. Și Dana e cea mai drăguță ființă, da, pe care am găsit-o ever. Mulțumim. Nu avem una, avem chiar două. Una pare. Fără bani? Fără bani. Alex are amanet, portofel, chei, are o grămadă, Alex. Ok, următoare avem o instalație. Stai. Wow. Care chiar funcționează. Poza. Stai puțin că nu mai am telefonul cu amanet. Trebuie să vă arate poza făcută la telefonul meu cu care am făcut poza. Da. Ok. Și? Așa, poza și ce mai era? Vreau să văd poza. Poza ai arătat, dar n-ai arătat-o. Cu ce era poza? Cu un fan care a mai făcut poza cu noi. Și aveți, v-a arătat altă poza? Nu pot să cred așa. Ne-a arătat? Sunteți... Da, uite, e pe video. Ah, ok. Dar eu...
Zi, nu va arăta poza, nu? Ba da, mă, e pe video, se vede poza. Ba, puteți să vă uitați pe filmare să vedeți. A făcut poză când mai de mult? Ăștia trișează. E adevărat, chiar nu trișează. Trișează. Unde e filmarea? Crede și nu cerceta. Nu, nu. Nu există. Zi-mă cum a fost de fapt. V-a arătat poza sau nu? Ne-a arătat o poză. Ce, cu, ați făcut cu voi? De vreme. Da. Aaa, păi nu e bine. Nu se pune. Am menționat. Era mai de mult. Aveți toate obiectele, mai puțin obiectul cu fanul care are o poză cu voi de mai de mult. Plauzibil. Te cred. Începem și noi. Da. Nu mai începeți. Avem chiar două pahare de vin gratis. De la o doamnă 40+. Avem o patină, ia uite. I-am luat de pe patinoar. Avem patina, da, e proprie și personală. Balon mare, foarte chinuit, ok? Avem o instalație, ca lumea, adică. Și poza, că noi nu ne-am dat nimic la amanet. L-am sunat pe tatăl lui Andra Gogan. Am ajuns la Răzvan Gogan, la tatăl lui Andra Gogan, să ne spunem unde sunt toate afișele cu ea din București. Am găsit, într-un final, afișul. Și maica domnului. Oh my god. Bliu? Oficial! După 5 milioane de ani. Bă, auzi, și noi vrem vin.